2010, respectiv 2012. Acele informații sunt informații publice. Ori, sigur că ne-am întrebat și a stabilit să transmitem către Serviciul Român de Informații o serie de solicitări suplimentare să ne spună și nouă când a cules Serviciul Român de Informații acele informații despre domnul Klaus Iohannis și dacă le-a cules într-o perioadă anterioară, de ce nu le-a transmis la momentul respectiv la care le-a avut, mai ales că, repet, acele informații sunt din spațiu public. Au fost discuții în cadrul comisiei dacă putem să vorbim de un exemplu clar de poliție politică sau de țintă. Nu este o concluzie a comisiei, așteptăm și celelalte răspunsuri. Și am decis, la fel, să solicităm către Serviciul Român de Informații o altă notă despre care s-a tot vorbit în spațiu public, o notă care viza mai mulți miniștri din guvernul USL la vremea respectivă, printre care și ministrul dezvoltării la vremea respectivă, în speță domnul Helvig Eduard. Acesta a fost unul dintre subiecte. Trebuie să precizez că pe nota respectivă era un număr de, este un număr de mai multe persoane, sunt mai multe persoane decât doar domnul Iohannis. Acesta este un nume care ne-a sărit în ochi pentru că este coroborat cu data. Și se încadrează, dacă vreți, în situația pe care ne-a spus-o la vremea respectivă domnul Horia Georgescu, în sensul că se invoca articolul din lege încălcat și care ar fi starea de incompatibilitate, conflict de interese sau lucru de genul acesta. Al doilea subiect este tot un răspuns pe care l-am primit de la Serviciul Român de Informații. Am solicitat mai multe detalii despre ce înseamnă beneficiari secundari. O parte dintre petenți de-a lungul timpului au spus-o și în spațiu public, au spus-o la comisie, pentru că acest lucru ne interesează, ca după ce unitățile de parchet obțin de la unitățile de instanță încheieri de ședință în care se autorizează interceptări pe mandate de supraveghere tehnică, unitățile de parchet, și nu vorbim de una anume, sunt probabil toate cazurile, stabileau care este unitatea din cadrul SRI care să o numeau generic beneficiar secundar și care se ducă la îndeplinirea acele mandate de supraveghere tehnică. Sigur că am solicitat date suplimentare, care este baza legală, de ce unitatea de parchet stabilea care este unitatea din cadrul Serviciului Român de Informații. Am primit o serie de răspunsuri, unele dintre ele am înțeles perfect, se încadrau în cadrul legal, codul de penal, codul de procedură penală, dar inclusiv în ceea ce privește protocolul secret. Dar sunt și lucruri în care nu cred că suntem foarte lămuriți și am decis împreună în cadrul comisiei ca probabil următoarea vizită pe care o să o facem să fie la unitatea sau unitățile care se ocupa sau se ocupă în continuare de partea de interceptare și de redare a interceptărilor, să întrebăm la fața locului și să ne lămurim cum erau desemnate acestea și toate alte elemente. Am coroborat această discuție și cu audierea de ieri, în care, la fel, vorbind de interceptări, domnul Tăricianu ne-a prezentat spețele domniei sale și ne-am sesizat să întrebăm. După ce primim răspunsurile în ceea ce privește solicitările după audierea domnului Tăricianu, dacă avem nelămuriri, o să le lămurim la momentul respectiv în dialogul cu cei de acolo atunci când o să mergem în vizită. Acestea sunt lucrurile în mare pe care le-am discutat. Sigur, celelalte lucruri sunt legate de clasarea unor spețe, eu știu, trimiterea unor spețe către serviciu, niște răspunsuri primite pe care trebuie să le compilăm și să avem un răspuns pentru petenții. Dacă sunt întrebări. Nu am înțeles exact ca să descoperiți faptul că, pe lângă culoare despre care s-a tot vorbit în ultima vreme, exista și o colaborare strânsă între SRI și ANI, cu ținte precise, în cazul acesta, fostul actualul președinte, Klaus Iohannis? Mulțumesc pentru întrebare. Doresc să mai precizez că încă una dintre solicitările pe care le vom formula ca și întrebare către Serviciul Român de Informații este care este baza legală care permitea Serviciul Român de Informații la vremea respectivă să informeze ANI cu diferite, eu știu, spețe care sunt de competența ANI și în ce timp, de la data la care aflau, sau mă știu, lucruri de genul acesta. Revenind la ce ați întrebat dumneavoastră la nivel concret. Pentru noi a fost interesant, repet, data la care
Serviciul Român de Informații la vremea respectivă informa Agenția Națională de Integritate. Data era, întâmplător sau nu, exact data în care domnul Klaus Iohannis devenea membru PNL și exact data în care, la 3 zile după, la Congresul PNL, a fost stabilit ca domnul Iohannis să devină prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal. Asta ce înseamnă din punctul nostru de vedere? Am înțeles, este o coincidență sau cealaltă conotație? Noi nu putem să concluzionăm în acest moment dacă este o coincidență sau nu. De aceea am și solicitat, am hotărât să solicităm, să o trimitem probabil mâine solicitarea către Serviciul Român de Informații. De când aveau această informație în arhivă cei de la Serviciul Român de Informații? Dar de-abia după aceea o să putem... Cu adunarea unor astfel de informații? Cum? Știați că se ocupă cei de la SRI cu adunarea unor astfel de informații? E un subiect la care nu pot să vă răspund în acest moment, pentru că dorim să ne lămurim și noi. Și după ce o să ne lămurim, o să avem în concluziile raportului. Ce pot să vă spun și repet este următorul lucru. Domnul Horia Georgescu ne-a adus în atenție o notă cu un număr, fără să detalieze persoanele din acea notă, spunând că nu-și mai aduce aminte și fără să intre foarte mult în detaliu, spun doar că ar fi fost important de analizat contextul acelei note. Primind această notă, am analizat noi în cadrul comisiei care era contextul și am observat această coincidență. Data la care, repet, Serviciul Român de Informații informa anii, care era exact data în care